Salutare, dragile mele! Astăzi vreau să vă invit alături de mine la o ecografie mamară. Și de ce? Pentru că este foarte important ca noi femeile să avem grijă de sânii noștri. Așa că astăzi o să vedem de ce trebuie să venim la control și când trebuie să facem treaba asta. Hai cu mine să vedem! Zice că după 25-30 de ani ar fi bine să facă o ecografie mamară de rutină. Care sunt semnalele la care ar trebui o femeie să se îngrijoreze și de când ar trebui să-și facă griji? Putem să vorbim despre controlele de prevenție, ceea ce înseamnă că facem un control când nu avem nimic, nu simțim nimic. Iar în ceea ce privește, eu știu, ce poate să simtă femeia sau ce poate să observe femeia la un moment dat, aici vorbim fie de apariția unui nodul, deci a unui formațiuni la nivelul unuia din sâni, sau poate chiar mai multe, fie că este un nodul, o formațiune care este mobilă, este elastică, fie uneori poate să fie o formațiune dură și imobilă, deci este fixată, nu poate să o miște deloc. Iar dacă este ceva foarte mic, tot este bine să vină la control. Știi că anul trecut, la sfârșitul verii, ceva de genul ăsta, m-am trezit într-o dimineață cu o durere de sân și, ca orice român care se respectă, am zis, las că-mi trece. Nu e nimic. A doua zi nu mi-a trecut și deja am început să sun pe la diferite clinici și să-mi fac programări. Am trecut printr-o stare din aia așa groaznică, în care la un moment dat am zis, ok, no, asta e, trebuie să-mi iau rămas bun, se la vi, na. Așa a fost să fie. Ăsta mi-e norocul. Un cancer poate să fie și foarte mic și dacă este bineînțeles de dorit să-l găsim atunci când este foarte mic și putem să avem o vindecare aproape în 95% din cazuri. Sunt studii care demonstrează că o pacientă, o femeie, își poate palpa un nodul atunci când el are în medie 2 cm. Bineînțeles, nu înseamnă că dacă palpești ceva, sigur este ceva grav. Da. Niciun caz, adică în marea majoritate a cazurilor sunt lucruri benigne, sunt lucruri simple. Trebuie să vezi în cazul tău despre ce este vorba, nu să te iei după spusele altora că da, ok, nu-i nimic, că de obicei sunt hormonale și nu reprezintă nicio problemă. Chiar și așa, să fie hormonale, tot ar trebui văzute, pentru că nu poți să știi ce se dezvoltă. Întâi trebuie să vezi că într-adevăr e ceva banal și nu e ceva mai grav. La momentul în care am ajuns aici și a fost tot în regulă, am zis, Doamne, îți mulțumesc, de acum înainte să o am mult mai multă grijă, o să vin anual, o să fac tot ce e nevoie, toate controlele de care e nevoie, ca să nu mai ajung să mai am frica aia. Frica e oribilă. Toată viața prin fața ochilor îți trece, te gândești la toate combinațiile posibile, la tot ce este mai rău în primul rând te gândești și vrei doar să zici, vreau să scap, vreau să fie bine.